stat și încălcat, dreptul la avort și sănătate reproductivă a femeilor. Pentru a comemora zecile de mii de victime ale lipsei de acces gratuit la întrerupere de sarcină în condiții de siguranță, vă invităm să construim împreună un monument al femeilor care și-au pierdut viața sau au trecut prin suferințe enorme, încercând să-și exercite dreptul de a face ce vor cu corpurile lor. Avem aici o structură în formă reprezentativă, pe care vă invit să o decorăm cu mesaje, simboluri, flori, care să aducă un omagiu victimelor lipsei de acces la avort. Sperăm ca gestul nostru să inspire și autoritățile pentru a aloca fondurile necesare construirii unui monument durabil, care să ne amintească de suferința femeilor, ale căror drepturi sunt în continuare confiscate și ignorate. Mulțumesc încă o dată pentru că v-ați adunat alături de noi astăzi și să înceapă manifestația. Uterul nostru nu e profitul vostru! Zic să băgăm cântec, manifest, cântec și apoi scandări? Super! Am două? Am și eu nevoie de text. O secundă, că avem o problemă logistică. Noi am pregătit și un cântecel. Ne gândeam să-l cântăm la zic și, dar poate îl cântăm o dată așa cum să ne încălzim. Dacă aveți versuri, le-au circulat câte versuri, câteva versuri public, dacă le aveți, alăturați-vă nouă. Melodia urmează linia melodică de la Bella Ciao, așa că poate că vă sună cunoscut. Da? Păi, dă-i play! Dar fără nedreptate
Thank you.